Bistrițeanul Tiberiu Șeriu a luat startul vineri, 11 martie, alături de alți doi români în ultramaratonul de la Polul Nord. Până în acest moment, românii noștri ocupă primele trei locuri în clasament. Maratonul, considerat cel mai dur din lume, a adunat la start 12 participanți din întreaga lume, dintre care 3 sunt români, Tibi Ușeriu, Vlad Tănase și Andrei Roșu, care după 2 zile de competiție ocupă primele 3 locuri în cel mai greu maraton din lume. Sportivii noștri trebuie să parcurgă 566 de kilometri în condiții vitrege. Dincolo de distanța foarte mare pe care o au de parcurs, ei au de înfruntat și gerul năprasnic de până la minus 50 de grade Celsius și vânt cu viteza de până la 200 km pe oră și vor trage după ei o sanie cu o greutate de aproximativ 9 kg, în care se va afla echipamentul special confecționat în proporție de 90% din puf de gâscă, hrană și băutură. Pe lângă provocarea care o reprezintă maratonul, atleții români aleargă și pentru a susține o cauză socială. Aceștia sprijină proiectul Pădurea Copiilor, care are ca scop plantarea a câte unui puiet pentru fiecare nou născut din România și pădurirea terenurilor degradate din sudul țării. Pentru a rezista celei mai grele curse de alergat din lume, sportivii au avut nevoie de luni întregi de pregătire. Tibi Ușeriu a dormit sub cerul liber în nopțile geroase de iarnă, a alergat zilnic 10 de kilometri în short și la bustul gol și a făcut baie la copcă pe ger. Prima ediție a maratonului a fost în 2007 și 19 persoane au reușit să o ducă la bun sfârșit.